gros se ține. Spui tu? Da. Deja știm cu toții că prezentatoarea TV, Gabriela Cristea, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un băiat mult mai tânăr decât ea. Tavi a fost singurul care a cucerit-o pe brunetă după divorțul de Marcel Toader. Și iată că ea încearcă să le recompenseze acum cu un cadou pe patru roți. Ai succes la fete și toate ei zâmbesc când îl privesc. Ei bine, vitezomanul Tavi nu și-a luat mașină mică, ci iubita lui, Gabi Cristea, îi face, se pare, cadou o bijuterie pe patru roți. Zilele trecute, cei doi porumbei au fost zăriți de paparazzi click în timp ce se tocmeau cu un bărbat pentru cumpărarea unei limuzine de lux. Îmbrăcat lejer, cu o fustă peste pantaloni, Tavi a analizat foarte bine motorul mașinii, că doar de la muzică la mecanică nu-i decât un pas. În acest timp, prezentatoarea TV își alimenta mașina cu motorină. Ei bine, ce-o fi văzut el sub capotă, nu știm, dar sigur i-a plăcut, căci imediat cum i-a sosit iubita, nu i-a trebuit mult să o convingă că asta este mașina perfectă pentru el. Gabi a analizat cu atenție mașina băiatului, i-a plăcut și hop, au bătut palma. Frumosul tânăr, înalt, brunet și talentat, s-a ales cu o mașină pe care nu mulți români și-o permit. Oare crede cineva că din microfon Tavi a făcut banii pentru o asemenea mașină care ajunge la câteva zeci de mii de euro? Sau kilogramele în plus și vârsta se compensează cu cadouri fastoase? Dar să nu fim răutăcioși. Noi îți dorim să o stăpânești sănătos și să ai mare grijă cum conduci, mai ales când este Gabi în dreapta, căci oamenilor la vârsta a doua nu le priește adrenalina.